Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la Jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. Accident cu 6 victime la Bolintin Deal. Giurgiu are un nou prefect. Doar 2 persoane s-au angajat la bursa locurilor de muncă. O nouă șansă pentru copiii care trăiesc în sărăcie. Astra a fost învinsă de Steaua în Cupa Ligii și așteaptă să se răzbune sâmbătă. 6 persoane, dintre care 2 copii și 4 adulți, au ajuns ieri la spital după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat pe autostrada A1 în dreptul localității Bolintin Deal. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar la fața locului au intervenit și echipaje ale ISU Giurgiu. Un apel la 112 anunța ieri de dimineață că un microbuz plin cu pasageri s-a răsturnat la kilometrul 24 al autostrăzii București-Pitești, pe raza localității Bolintin Deal. Pe baza informațiilor de la fața locului, autoritățile au pus în aplicare planul roșu de intervenție, în colaborare cu forțele aparținând ISU București-Ilfov și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, au acționat și echipaje ale ISU Giurgiu. La locul solicitării s-au deplasat o autospecială de lucru cu apă și spumă pentru descarcerare aparținând detașamentului de pompieri Bolintin Deal și echipajul SMUR Mihăilești. După executarea recunoașterii s-a constatat că nu existau persoane încarcerate. S-a intervenit pentru acordarea primului ajutor medical, deconectarea bornelor bateriei, evacuarea bunurilor și transportul victimelor la spital. În urma accidentului au fost rănite 6 persoane, 2 copii și 4 adulți, care au fost transportați la spital cu ambulanțele SMURD și cele ale Serviciului Județean de Ambulanțe. Potrivit polițiștilor care investighează cazul, autovehiculul s-a răsturnat în urma unei explozii la unul din pneurile din spate, ceea ce a făcut ca șoferul să piardă controlul mașinii. Guvernul a decis miercuri în ședință schimbarea din funcție pentru încă 4 prefecți. Pe lângă Hunedoara, Vâlcea și Vrancea, în noua rundă de schimbări a intrat și prefectul de Giurgiu, Nina Carmen Crișu. În locul acestuia a fost numit Zorinel Niculcea, fost prefect al județului Teleorman. Giurgiu are un nou prefect, Dacian Cioloș a decis miercuri schimbarea din funcția de prefect a Ninei Carmen Crișu. Alături de fostul prefect al județului nostru, au fost schimbați și prefecții județelor Hunedoara, Vâlcea și Vrancea. Locul Ninei Carmen Crișu a fost ocupat de Zorinel Niculcea, fost prefect al județului Teleorman. Avem încetări de activități ale unor prefecți și numiri de prefecți. Le menționez pe următoarele. Avem o hotărâre de încetare a exercitării cu caracter temporar prin detașare a funcției publice în funcția publică de prefect în județul Giurgiu de către doamna Crișu Nina Carmen. Avem următoarele numiri prin aplicarea mobilității pentru domnul Niculcea Zorinel din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de prefect al județului Giurgiu. Zorinel Niculcea a fost prefect de Teleorman în 2007-2009 și 2012-2013. Este născut și crescut în Teleorman și nu a avut până în prezent de a face cu viața politică din Giurgiu. Alături de cei 4 prefecți, guvernul Cioloș a schimbat din funcție și 2 suprefecți din județele Bacău și Sălaj. Sute de giurgiuveni și-au încercat astăzi norocul la prima bursă a locurilor de muncă din acest an. Încă de la ora 9 dimineața, cei aflați în căutarea unei slujbe s-au îngrămădit să prindă un loc de muncă din cele peste 400 puse la dispoziție de către agenții economici. 2 dintre participanți au plecat acasă angajați, iar alte 241 de persoane au fost selectate pentru interviuri. Giurgiuvenii s-au adunat de la primele ore ale dimineții la Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu în incinta unui restaurant din municipiu, dar și la sediul bibliotecii din Bolintin Vale. La acțiunea de astăzi sunt prezenți aproximativ, de fapt, peste 40 de angajatori, inclusiv din București, care oferă peste 400 de locuri de muncă, numai pentru locația din municipiul Giurgiu, în orașul Bolintin Vale, fiind și-au anunțat participarea un număr de 6 angajatori, care oferă peste 60 de locuri de muncă vacante. Interesați să-și găsească un job au fost atât tinerii cât și cei trecuți de prima tinerețe, care spun că șansele lor sunt mai mici din cauza vârstei mai înaintate. În ce domeniu căutați un loc?
Care o fi că sunt pensionar și aș vrea ca să nu stau acasă degeaba, să produc ceva, că n-am, de la țară nu sunt, sunt aici, stau la bloc și e mai greu cât de cât. Ați găsit ceva care să vă interese? Acum am venit, n-am nici un minut de când am venit, să mă uit să dau și eu un tur pe aici și să văd despre ce e vorba. Am meseria de mecanic mașini și utilaje, chimie și petrochimie. Și ați găsit aici un post? Nu. Nu se găsește. Nici ceva asemănător n-ați găsit? Ca mecanic, utilaje care nu are rost să mă duc, că nu e pentru pregătirea mea. Barman, call center, orice ar fi. Ești tânăr absolvent? Da. Și de ce te interesează domeniile acestea? Deoarece eu unul nu pot să practic muncă grea și mi-ar fi mult mai ușor. Ai găsit ceva? Am găsit la call center, acum așteptăm. Crezi că te vei angaja? Sper. Angajatorii au avut prilejul să-și recruteze personalul direct, fără intermediari, iar oferta a cuprins joburi în domenii ca agricultură, comerț, construcții, hoteluri și restaurante sau servicii. În ce domenii oferiți locuri de muncă? Vânzări, distribuție. Ați găsit până acum candidați? Relativ. Două persoane până acum. Părerea mea este că interesați sunt puțini. Prea mulți tineri ne interesează? Da. Da. Ce credeți că își doresc tinerii de la un loc de muncă? Foarte mulți bani. Și muncă puțină. Mecanic utilaj în primul rând, șofer și muncitori necalificați la drumuri, alimentări cu apă, deci în meseriile acestea. Ați găsit candidat? Am găsit. Chiar doi am angajat direct și unul l-am trimis deja la firmă să stea de vorbă, că mai pretențios un pic mi s-a părut, și să stea de vorbă cu domn director, condițiile, și probabil că o să-l angajăm. Putem spune că ați avut succes la această bursă? Da, chiar neașteptat. Dimineața nu era nimeni și acum dintr-o dată au venit așa mai mult. Chiar am angajat și încă doi care i-am trimis deja la firmă să vedem dacă le cont. Au și niște pretenții, niște condiții, au pus. Giurgiuvenii care nu au reușit să-și găsească un loc de muncă au avut ocazia să se înscrie la cursuri de formare profesională organizate de AJUFM Giurgiu. Până când Giurgiu va deveni o localitate cu standarde asemănătoare orașelor europene, pare să mai dureze destul de mult. Comparațiile comportă mari diferențe, iar diferențele sunt în parte date de factori care vizează modul defectuos în care la noi se gospodărește urbea. Din păcate, în Giurgiu, o parte a semenilor noștri se comportă inacceptabil când este vorba de utilizarea unor reguli simple de conviețuire sau de respect pentru realizările și valorile comunității. Prin teribilism sau prin lipsa de educație a unora, se generează manifestări care stârnesc nemulțumirile majorității, comunitatea având cel mai adesea de suferit prin efectele resimțite de cetățenii onești. Noi nu suntem civilizați, încă ne mai trebuie foarte mult să devenim la standurile cum se cer în Uniunea Europeană. Suntem mulți rămași în urmă, din toate punctele de vedere. Despre menținerea curățeniei sau despre toaletarea pomilor s-a tot vorbit și se va mai face vorbire, dar despre modul în care se prezintă și sunt plasate o parte a plăcuțelor cu denumirile străzilor, probabil se va mai vorbi. În piața Sfântul Gheorghe din Giurgiu există plăcuța cu denumirea unei străzi, Tudor Vianu. Ea arată, așa cum o vedeți, de mult timp și reprezentanții administrației locale nu au întreprins nimic pentru o corectare. Ca și în cazul unui alt astfel de reper stradal, mai greu de reperat, din cauza amplasării sub copertina și pe terasa unui restaurant din vecinătatea intersecției dintre Calea București și Bulevardul Dacii. Și în acest caz, situația este destul de veche. Trasarea marcajelor rutiere, de asemenea în atribuțiunile autorității locale, reprezintă o acțiune responsabilă, căci de ea depinde soarta șoferilor, ce ar putea avea de suferit. Cât de corect este însă trasat marcajul continuu, care delimitează alveola din fața primăriei, de prima bandă de mers ar trebui să se știe de către cei care coordonează efectiv lucrătorii. Și dacă tot a venit vorba despre administrația locală, ar fi bine să se țină cont de maniera la care se execută în oraș marcajele rutiere. Pentru că, de exemplu, în față, aici la bibliotecă și la primărie, există un marcaj care comportă niște neînțelegeri. Mai precis, un marcaj continuu alăturat unui discontinu, care nu explică cum, de exemplu, acest tico a putut să pătrundă în alveolă și mai ales nu explică cum ar putea ieși fără să încalce semnificația marcajului. Marcajul continuu
Scurtat la capătul din care începe alveola, ar limpezi accesul pe suprafața acesteia, fără încălcarea liniei continue. Astfel, pătrunderea pe suprafața alveolei, cât și părăsirea ei, s-ar efectua regulamentar. În cadrul proiectului Un drum în viață Bucșani între București și Europa, două organizații non-guvernamentale au lansat Ghidul Serviciilor Sociale al ONG-urilor din județul Giurgiu. Beneficiarii acestui proiect sunt copiii care trăiesc într-o sărăcie severă sau extremă. Dedicate schimbării acestei situații sunt puține la număr, mult mai puține decât ar fi nevoie. De unul dintre ele beneficiază începând cu acest an câteva zeci de copii din familii defavorizate din localitatea Bucșani. Este vorba despre demersul a două organizații non-guvernamentale și a autorităților locale care au demarat în comuna Bucșani din județul Giurgiu proiectul Un drum în viață Bucșani între București și Europa. Acești copii sunt motivația pentru care am inițiat acest proiect împreună cu Fundația Estuar și Primăria Bucșani. Eu sunt Emilia Radu și sunt asistentul de proiect în cadrul acestui proiect, Un drum în viață, Bucșani între București și Europa. Și după cum ați văzut bine, nevoile sunt mai mult decât evidente, nevoile acestor copii. România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește riscul de sărăcie și excluziune socială, iar acest fenomen îi amenință în primul rând pe cei mici. 40% din populația României se confruntă cu riscul de sărăcie și excluziune socială, iar aproape 29% este afectată de privarea materială severă, arată un raport recent al UNICEF România. Studiul indică faptul că mai mult de jumătate dintre copiii români se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, cu excepția Bulgariei. 100 de elevi din toate unitățile școlare din municipiu au fost premiați astăzi de Crucea Roșie Giurgiu. Este vorba despre școlarii care au participat la concursul de desen Crucea Roșie 140 de ani de umanitate. Evenimentul de astăzi face parte din seria de activități derulate de filiala de la Giurgiu cu ocazia aniversării din acest an a societății. Elevii care au participat la concursul de desen Crucea Roșie 140 de ani de umanitate au fost premiați astăzi. Este vorba despre 100 de elevi de la unitățile școlare din Giurgiu care și-au exprimat viziunea prin desen despre ceea ce reprezintă Crucea Roșie. Evenimentul a avut loc la galeriile de artă din municipiu. Toate școlile din municipiu Giurgiu, gimnaziale, au primit din partea Crucii Roșii bloc de desen cu truse de acuarelă și cu tema 140 de ani de umanitate Crucea Roșie Română. Aceste lucrări au fost aduse de toate școlile pe data de 11 aprilie. S-au examinat, s-a ajuns la clasificare că fiecare concurs, știți, trebuie să fie și cu premianți și cu participanți. Astăzi începem seria acțiunilor prijeluite de împlinirea 140 de ani de existență Crucii Roșii la nivel internațional. După cum știți, acum 140 de ani s-a înființat Crucea Roșie. Sper din tot sufletul ca aceste acțiuni să ajungă la sufletul oamenilor și oamenii să vină alături de noi, așa cum au făcut-o până acum. Pentru desenele lor, școlarii au fost premiați cu diplome de participare, cupe și rechizite școlare. Evenimentul de astăzi face parte din seria de activități derulate de filiala de la Giurgiu, cu ocazia aniversării din acest an a societății.
Proprietar de hoteluri în Elveția, Eric von Daniken este unul dintre primii scriitori care au lansat ipoteza intervenției extraterestre în viața pământeană. Pentru a-și argumenta teoriile, Eric face nenumărate călătorii în lume. Autor a peste 25 de cărți traduse în mai mult de 20 de limbi, Daniken s-a născut în a 14-a zi de aprilie a anului 1935. Născut în Elveția pe 14 aprilie 1935, Eric von Däniken este renumit pentru lucrările sale în care lansează ipoteza intervenției extraterestre în viața pământeană. Proprietar al unui lanț hotelier, omul de afaceri a beneficiat de suficiente resurse materiale și de timp pentru a efectua importante călătorii în lume, acolo unde locurile și obiectivele i-au permis să se documenteze, astfel încât Däniken este recunoscut de mult ca făcând parte din categoria primilor autori care au scris lucrări folosindu-se de ipoteza intervenției extraterestre. Däniken a scris 27 de cărți care au fost traduse în peste 20 de limbi și s-au vândut în mai mult de 60 de milioane de exemplare, iar aparițiile sale la TV au fost vizionate în întreaga lume. Istoria se înșală sau amintiri despre viitor sunt doar două dintre aceste lucrări ale elvețianului, ultima dintre ele fiind publicată și în România anilor 70. Aceasta face o cercetare a întrebărilor neelucidate ale istoriei scrise și nescrise. Ea ridică problema unor monumente și obiecte care nu se încadrează în cronologia și istoria clasică, putând fi realizate nici astăzi cu toate performanțele științei și tehnologiei moderne. Existența și crearea lor este atribuită extraterestrilor care ar fi vizitat Pământul la diferite date ale istoriei lui. La TV Giurgiu urmează rubricile Sport și Meteo. După cupa fotbalistică de anul trecut, Liga Prieteniei vă invită acum la o nouă competiție amicală. În curând, Liga Prieteniei sezonul 2. Un campionat organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Înscrieri până pe 15 aprilie la sediul Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu sau la telefon 0736 651 925. Liga Prieteniei, sezonul 2. Sport, distracție și prietenie. Înscrieți-vă echipa, campionatul începe curând. Partidă cu rezervele și fără prea mulți spectatori aseară pe stadionul local Marina Anastasovici, unde Astra Giurgiu a întâlnit Steaua București în partida retura semifinalei Cupei Ligii, după ce în tur bucureștenii câștigaseră la limită cu 1-0. A fost o partidă pe marginea căreia, încă de dinaintea fluierului de start, apăruseră discuții. Pe de o parte se spunea că cele două echipe își vor proteja jucătorii de bază, ceea ce s-a și întâmplat. Pe de altă parte, prețul unic de 50 de lei per tichet de intrare pe stadion prevestea că nu vor fi prea mulți suporteri, ceea ce iarăși s-a întâmplat. Una peste alta, cu două ore înaintea începerii partidei, a venit și surpriza. Antrenorul Marius Mudic a fost suspendat o etapă, deci nu va avea dreptul să stea pe lângă echipă la partida cu Steaua. Astfel, pe teren giurgiuveni au fost surprinși încă de minutul 4, când scorul general a devenit 2-0, după golul marcat de Bauab. Muniru recuperează faza continuă în fața porții, Bauab înscrie! Gol Steaua în minutul 4! Steaua s-a desprins definitiv în minutul 51 prin același Bauab și la scorul general de 3-0, giurgiuvenii nu mai puteau spera nimic. Golul de onoare a întârziat să apară, iar șansa de a marca pentru Astra a fost irosită în minutul 57, când Alexandru Ionita a ratat un penalti. Astra Steaua scor general 0-3 în semifinala Cupei Ligii și giurgiuvenii au șansa ca sâmbătă în confruntarea directă de acasă din campionat să se răzbune pe Steaua, de data aceasta cu Șumudică pe banca tehnică. Declarații ponderate după partida Astrei cu Steaua și din partea staffului echipelor, dar și a jucătorilor. Obiectiv îndeplinit, cred eu că
Acest lucru a fost cel mai important în seara aceasta. Echipa noastră a câștigat din nou. Ne bucurăm că am ajuns în finală și de astăzi, de acum, ne gândim la următorul meci, meciul din play-off cu cei de la Astra. Am început de la 0-1 după meciul tur. De minutul 5 am primit un gol foarte repede, pe o greșeală. După care am încercat să reintrăm în meci, nu am reușit. Am mai primit un gol foarte repede în repriza a doua și cam asta a fost istoricul meciului. Unde trebuie să vorbesc și unde trebuie să fac mizeria e în teren și cred că azi, grazie a Dio, pues, am reușit și foarte bucuros, e clar și pentru goluri, dar și pentru victoria și felicit pe toți colegii că a fost un meci foarte bun. Îți mai aduci aminte când ai dat ultimul tău gol? Sincer nu, dar cred că e la Craiova, nu? Uite-te. Asta e, nu știu, sper acum dincolo, pentru asta am venit la Steaua, sincer. Eu întotdeauna am avut încredere în mine și ce fac și cum fac și sper de aici încolo, ce să zic, să am mai multe și să reușesc să fac asta și mai mult. Declarațiile pe larg de după partida Astra Steaua din semifinala Cupei Ligii puteți urmări imediat după știri în ediție specială. După Cupa Fotbalistică de anul trecut, Liga Prieteniei vă invită acum la o nouă competiție amicală. În curând, Liga Prieteniei, sezonul 2. Un campionat organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Înscrieri până pe 15 aprilie la sediul Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu sau la telefon 0736 651 925. Liga Prieteniei, sezonul 2. Sport, distracție și prietenie. Înscrieți-vă echipa, campionatul începe curând. Vremea continuă să se răcească în cea mai mare parte a țării, mai accentuată în regiunile estice, astfel că la nivelul întregii țări, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 20 de grade, 21 de grade în Câmpia Română. În nord-centru, est și sud-est, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 15-20 de litri pe metru pătrat. Ploile vor fi și sub formă de aversă, însoțite de descărcări electrice. În restul teritoriului, condițiile de ploaie sunt reduse, însă la munte trecători se vor semnala precipitații mixte. În centru, sud și est, vântul va sufla local cu 50-60 de km pe oră, iar pe crestele montane vor fi rafale de peste 90 de km pe oră. Se răcește ușor și în Giurgiu, astfel că de la cele 10 grade din zori la amiază nu sperăm la mai mult de 20 de grade. Cerul va fi temporar noros, însă șansele de ploaie sunt reduse și aici vântul va sufla cu putere peste 50-60 de km pe oră. În aceste condiții, vineri, termometrele vor indica 20 de grade la Mihai Leș, Bolintin Vale, Ghimpas, Comana, Giurgiu și 19 grade Celsius la Izvoarele și Hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 30 până la 50 de km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 763 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 65%. Apele Dunării sunt în scădere cu 2-12 cm, cota probabilă fiind 262 cm. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu au ajuns la final. La TV Giurgiu urmează o ediție specială, iar apoi emisiunile Giurgiu înainte de toate și e timpul să vorbim. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine!